cunoștință de mai mulți copii, de părinții mai multor copii de la Liceul Economic din Alba Iulia, mi s-a semnalat o situație, din punctul meu de vedere, îngrijorătoare, în sensul că la domnul profesor de matematică Marinescu sunt foarte mulți copii care au fost lăsați corigenți la matematică. Și sigur că eu nu vreau să intru în măruntaiele procesului de învățământ. Sunt convins că nici copiii nu sunt ușă de biserică. Sunt convins că au și foarte multe absențe. Însă părinții invoc două lucruri, și anume refuzul profesorului de a da șansa fiecărui copil de a intra în bacalaureat și acolo să demonstreze dacă are aptitudinile școlare necesare pentru a promova bacalaureatul sau nu. Fie este pusă în discuție, și aici va veni inspectoratul școlar să vadă dacă lucrurile stau așa sau nu, o răzbunare pe acei copii care nu mai merg la dânsul la meditație. Nu vreau să fac un proces de intenție domnului profesor, însă cred că înainte de a fi un bun profesor trebuie să fie și un bun pedagog. Situațiile de genul ăsta sunt disperate. Iar ceea ce m-a șocat pe mine este faptul că domnul profesor încearcă să transforme toată discuția într-o chestiune politică, invocându-se faptul că acolo sunt copii ale unor oameni din diverse partide și că s-ar face presiune asupra lui. Asupra domnului profesor nu se pot face niciun fel de presiuni, pentru că la nivelul școlii situațiile școlare au fost încheiate. Deci copiii nu mai intră în bacalaureat până în toamnă, ca să fie clar. Deci nu există alte chestiuni de intervenție, că n-au ce să fie. În schimb, eu rog pe cei de la inspectoratul școlar să analizeze aceste plângeri ale părinților, pentru că în paralel cu această atitudine discutabilă din punctul meu de vedere, la domnul profesor înflorește acasă o sală de curs în care împreună cu alți membri ai familiei se derulează pe bandă rulantă meditații la matematică. Are o extindere la locuința dumnealui unde crește numărul corigenților și crește numărul celor care vin la meditații. Eu personal o să sesizez și Ministerul Educației alte organisme de control, pentru că nu mi se pare normal ca un profesor, indiferent cum îl cheamă, să se joace cu destinele unor copii. V-am spus, nu vreau să fac un proces de rea intenție, nu vreau să îl acuz pe domnul profesor de alte probleme. Îmi amintesc însă că este același profesor care acum 2 ani de zile, când a fost meeting-ul din Parcul Custoza, a amenințat copiii cu sancțiuni pentru participarea la acel meeting. Deci este un profesor care își face un obicei din a avea o atitudine, din punctul meu de vedere, cel puțin discutabilă, dacă nu abuzivă. Și am solicitat niște date și am văzut că la Colegiul Economic sunt cei mai mulți corigenți la matematică. Sunt 64 de corigenți la matematică și 2 elevi cu situația necheiată. La HCC, de exemplu, unde există un număr mult mai mare de elevi, există un singur corigent. La liceul de altă, 0 corigenți. La liceul sportiv, 0 corigenți. La Colegiul Apulum și Domșa, Dorin Pavel, unde sunt licee cu profil industrial și unde merg întotdeauna copii foarte, foarte bine pregătiți, într-adevăr, sunt 27 de corigenți, 50, 28 și așa mai departe. Dar cred că nu se poate face, nu se poate pune un semn de egalitate din punct de vedere al calității copiilor care merg într-o parte și în alta, cel puțin din punct de vedere al mediilor. M-am spus, nu vreau să intru în măruntaiele acestui proces. Vreau să atrag atenția că acest profesor brutalizează, pur și simplu, din punct de vedere pedagogic, soarta unor copii și implicit a unor părinți. Straniu mi s-a părut că majoritatea celor care au fost lăsați corigenți în acest an, nu au mai fost corigenți în alții ani.
Și mi-e greu să cred că 3 ani au fost bun la matematică și în ultimul an nu au mai fost bun. Un alt subiect pe care doresc să-l aduc în atenția dumneavoastră